O prefață excelentă, o prefață de specialist în civilizația arabo-islamică, scrisă în urma unei cunoașteri aprofundate a acestei lumi, semnată de o specialistă în literatura arabă modernă, în limba arabă literară, în istoria conceptelor, ideilor și mentalităților, un discipol al marelui profesor care este George Grigore și căruia îi mulțumim pentru prezența sa aici, doamna conferențiar universitar dr. Laura Sitaru, pricepută și în domeniul diplomației, trebuie să vă mărturisesc că ne-am cunoscut acum ani și ani de zile, când eu am făcut la televiziunea română, pe programul 1, ciclul de emisiuni Luminile Islamului. Și atunci Laura mi-a fost de ajutor în emisiunea dedicată sufismului. Este excepțională prezentarea pe care i-a făcut-o lui Mazen Rifai. Este gândul omului priceput, care știe ce spune, dar în același timp este scrisă și cu inima. Așa este, Laura? Mulțumesc frumos la așa o prezentare, nu știu ce aș mai putea spune. Sigur, prefața asta este scrisă cu inima, cum spune Cleopatra Lorințiu, pentru că vă mărturisesc că atunci când Mazen Rifai m-a rugat să scriu prefața acestei cărți, am zis, încă o carte despre refugiați, iar discutăm despre refugiați, pentru că ne place să discutăm mult această temă, ne place mai puțin să facem ceva despre această temă, dar am decis ca în seara asta nu să nu avem o discuție cu tentă politică. De aceea vă mărturisesc că am fost reticentă în a scrie această prefață, tocmai pentru că la vremea când Mazen mi-a propus acest lucru, subiectul, cel puțin așa consideram eu, devenise unul aproape derizoriu, deși poate că acest cuvânt doare, dar așa am impresia uneori că acest subiect al refugiaților a căzut în derizoriu și ne place doar să povestim despre el și la atât sau la cam atât se rezumă contribuția noastră. Citind însă poveștile adunate în acest volum, am avut o strângere de inimă, pentru că este o carte emoționantă, nu este o carte științifică, scrisă după principii academice. Este o carte care se adresează emoției și care, sigur, trezește în cititor, cel puțin asta a fost senzația pe care am avut-o eu, o foarte mare emoție. Ești, așa cum spuneam și în prefața cărții, te simți ca la o expoziție de fotografie, o fotografie în care lucrurile pe care le vezi nu sunt dintre cele mai plăcute, însă poate că tocmai aceasta este problema, că ne-am obișnuit să privim la lucrurile care nu ne plac ca la niște fotografii, fără să trecem dincolo de această imagine și fără să încercăm să contribuim, sigur, fiecare cum putem, la rezolvarea unor probleme atât de acute pentru oamenii care trăiesc lângă noi. Întotdeauna am fost de părere că nu ajunge sau că nu scriem suficient despre acest subiect dureros al lumii noastre. Trăim în secolul 21 și suntem parte dintre noi siderați de ceea ce se întâmplă în Siria. Drama este, după părerea mea, că reușim foarte puțin dintre noi să trecem de acest sentiment și să facem lucruri concrete pentru refugiații sirieni. Eu nu am foarte multe de spus despre acest volum. Trebuie citit și trebuie înțeles după priceperea și simțirea fiecăruia dintre noi. Este un volum care sper să fie să intre și să fie citit pe piața românească, pentru că este un volum foarte adevărat, cu povești consemnate de oameni care au fost în aceste zone, care
au trăit, chiar dacă pentru câteva momente, dramele prin care acești oameni trec deja de ani de zile. Îi mulțumesc la rândul meu lui Mazen pentru acest volum, pentru ideea acestui volum, care a strâns în paginile lui niște mărturii de viață extrem de prețioase pentru noi, cei care îndrăgim Orientul, chiar îl iubim, aș zice. Mulțumesc, Mazen! Mulțumesc.